4 luni de la moartea sa, poliția din Los Angeles a făcut public raportul oficial al accidentului în care a fost implicat actorul Paul Walker. Potrivit raportului, accidentul nu s-a produs din cauza unor probleme mecanice, ci în urma vitezei excesive. Polițiștii au stabilit că șoferul automobilului a pierdut controlul volanului la ieșirea dintr-o curbă. Mașina avea aproape 150 de km pe oră și a derapat. Asta în contextul în care în zonă limita de viteză era de 70 de km pe oră. Accidentul a avut loc pe 30 noiembrie 2013. Actorul Paul Walker se afla într-un Porsche Carrera GT condus de prietenul lui Roger Rodas. Ambii și-au pierdut viața.